Suntem în miezul sărbătorii. Hristos a înviat. Hristos a înviat. Hristos a înviat. Nu este bucurie mai mare decât să știi Hristos a înviat. Mormântul lui e gol. Mormântul lui Mahomet nu e gol. Mormântul lui Buddha nu e gol. Mormântul lui Confucius nu e gol. Dar mormântul lui Hristos e gol. Să citiți acest text clasic din prima zi de Paște. Cu cei doi ucenici spre Emaus. Emaus era o localitate lângă Ierusalim. Ce s-a întâmplat în după masa de Paște? Nu l-au recunoscut pe Iisus. Nici că un călător, un străin. Pentru ei Hristos era un străin, un călător străin. S-au gândit să-L primească la masă seara, așa cum unii mai au oaspeți la masă seara de Paște. Și ce a fost important în această după masă de Paște? Că l-au cunoscut pe Iisus. Cunoașterea lui Iisus. La început nu l-au cunoscut, apoi l-au cunoscut. Știți care a fost dorința lui Pavel când era bătrân? Foarte, foarte important. Credeți că Pavel a zis, aș vrea să predic mai bine. Aș vrea să cânt mai bine. Aș vrea să botez pe mai mulți oameni. Aș vrea să mă rog mai cu foc. Nu! Lucruri bune, dar nu aceasta a fost dorința lui supremă. Știți care a fost dorința lui supremă? Să-L cunosc pe El. Păi, dar nu L-ai cunoscut, Pavel, L-a cunoscut pe drumul Damascului. De la bătrânețe, a doua parte a vârstei, asta a fost dorința lui, să-L cunosc pe El. Și puterea învierii Lui. Ar trebui să fie și noi această dorință să-L cunoaștem pe El. A fost un eveniment evanghelistic undeva și un actor a recitat Psalmul 23. Impecabil! Intonația, mișcările, extraordinar! În acea seară a mai recitat cineva Psalmul 23. Când cineva a recitat Psalmul 23, oamenii au fost cercetați, s-au început să plângă. Și apoi, care e diferența? Cel care a recitat ultima oară cunoștea pe păstorul cel bun. Noi trebuie să-L cunoaștem pe Iisus. Obiectivul nostru suprem trebuie să-L cunoaștem mai mult. Mai bine. Mai adânc. Așa să pătrundem mai adânc în cunoașterea lui Iisus și a puterii învierii Lui. Și ce a suferit, părtășea cu suferințele Lui. Nu... Niciodată nu putem să spunem, oricât de lungă pocăința am avea, că îl cunoaștem suficient. Noi nu îl cunoaștem suficient, dragii mei. Ar trebui în seara asta să ne rugăm, Doamne, ajută-mă să Te cunosc mai bine. Ajută-mă să Te cunosc mai mult. Dacă Pavel și-a dorit să-L cunoască pe Iisus și puterea învierii Lui, eu nu doresc lucrul acesta. Titlul mesajului este acesta, Cunoașterea lui Iisus după înviere. Mai multe forme de cunoaștere. Este cunoașterea rațională cu mintea noastră, cu creierul nostru. Mulți își pun deoparte creierul, nu-l folosesc. Categorie cunoașterea rațională influențată de Duhul Sfânt. Dragii mei, după masa de Paști, Hristos a pus mare accent pe cunoașterea rațională. Le-a deschis mintea, citim. Mintea are de-a face cu mintea. Noi suntem obișnuiți foarte mult cu emoțiile. Cu emoțiile. Dacă nu ne curentează ceva, nu a fost bine. Cunoașterea rațională o neglijăm. E foarte importantă cunoașterea rațională. Dumnezeu să ne binecuvânteze mintea noastră. Unii pun doar pe accent pe emoții. Unul a fost în apa botezului, într-o localitate din Bihor, parcă, și din neglijență a uitat termoplonjonul care încălzea apa în apă. Și vine candidatul, zice, simt o cercetare, de era termoplonjon, nu știi. Deci, dar nu era cercetare. Dar, să nu cădem în extrema neglijării emoțiilor. Emoțiile sunt foarte importante. După cunoașterea rațională, contează foarte mult cunoașterea emoțională. Să cunosc prin emoțiile mele pe Hristos. Unii își gătuiesc emoțiile, unii parcă statui.
Nu-și exprimă bucuria, nu-și exprimă starea de entuziasm. Noi avem nevoie de o cunoaștere emoțională a lui Hristos după înviere. Avem nevoie de o cunoaștere rațională a lui Hristos după înviere. O cunoaștere emoțională a lui Hristos după înviere. Și mai este ceva. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, chiar dacă zice plângând, fiți atenți, unii zic plângând, Doamne, Doamne. Emoțiile nu sunt suficiente. În Filipine am urmărit pe net o biserică a unui om care zicea că El este Hristos. El aduce mântuire pentru români, pentru toți. Știți cum era biserica? Plângeau oamenii în biserică. Plângeau oamenii în biserică. Zice că El e Hristosul, adică era un eretic și plângeau. Nu-i suficient să avem emoții. Este bine să avem, dar nu-i suficient, încă emoțiile nu sunt un indicator. Foarte importantă cunoașterea volitivă. Asta înseamnă cunoaștere prin voință. Cunoaștere când faci ceva. Hristos spune, dacă veți face, veți cunoaște că eu sunt trimis. Deci făcând, acționând. Foarte importantă cunoașterea rațională, cunoașterea emoțională și cunoașterea volitivă. Toate trei trebuie împletite, să fie o funie împletită în trei. Dumnezeu să ne ajute să-L cunoaștem rațional. Mintea noastră să cunoască pe Hristos. Emoțiile noastre să-L cunoască pe Hristos. Să simțim pe Hristos cu emoțiile noastre și cu voința noastră să mergem pe drumul lui Hristos. Nu se poate dezlipi una de alta. Diavolul vrea să nu avem cunoaștere rațională. Hai să luăm prima cunoaștere, această cunoaștere rațională a lui Hristos după înviere. În Luca 24, citim următoarele. Atunci le-a deschis mintea ca să înțeleagă Scripturile. Luca 24 cu 45. Atunci le-a deschis mintea ca să înțeleagă Scripturile. Cum adică de Paște le-a deschis mintea? Hristos e interesat de mintea ta. Știți că sunt unii care sunt crescuți în biserică și apoi devin agnostici și atei. E bătălia pentru minte. La ora actuală e o bătălie incredibilă pentru minte. Diavolul și societatea ne spală mintea. Totul e permis, totul e bine, orice păcat, orice fără de lege, să iubim numai, să iubim pe cei cu alte opinii, să îi înconjurăm cu dragoste, nu contează ce zice Biblia. Iisus le-a deschis mintea. Iisus este interesat de mintea ta de Paște. Și am cercetat de ce unii au părăsit biserica. Au crescut în biserică. Știți care a fost un motiv care m-a șocat cel mai mult? Au fost influențați de cărți care puneau la îndoială Biblia. De filozofi, ca Tilic, au citit cu nesați și n-au fost imunizați la aceste lecturi și l-au părăsit pe Domnul. Nu mai cred. Chiar dacă merg la biserică, de ei nu cred. Astea sunt tradiții creștine, e bine să fie tradiție. Pentru că mintea lor a fost invadată de cel rău. Domnul să ne ajute ca Iisus să cucerească mintea invadată de cel rău. Iisus le-a deschis mintea ca să înțeleagă Scripturile. În ziua de Paște, după masa de Paște, Hristos a fost interesat de mintea lor. Luca 24, cu 25 la 27, vedem Iisus cum face cu cei doi ucenici spre Emaus. Și a început de la Moise. A început sistematic de la Moise, de la toți prorocii, citim în versetul 27, le-a tâlcuit. În toate Scripturile cerea cuprire la el. Sistematic. Bătălia pentru minte într-un mod sistematic. A început de la Moise, că cu Pentateu se înțelege pe câte strâng. Și apoi a mers prin toată Scriptura. Să nu neglijăm mintea, dragii mei. E o comoară mintea pe care o avem. Unii își pun deoparte mintea. Dragii mei, eu iubesc prorociile. Dar fiți atenți. Știți ce zice Biblia? Cercetați, investigați prorocile, păstrați ce este bun.
Chiar dacă prorocul ăla este bun, tu trebuie să investighezi orice prorocie. Eram la Betel în regimul comunist. Și vine la mine un tânăr. Iuliu, hai să fugim. Unde să fugim? Hai să fugim în Iugoslavia. Am avut lucrare. Mi-a zis că eu nu am lucrare. Câți n-au murit fugind la Dunăre, înecați, împușcați. Am avut o lucrare. Dragii mei, cu mintea trebuie să investighezi orice prorocie. Nu trebuie disprețuite prorocie, trebuie investigate, cercetate. Asta înseamnă maturitate. În primul rând trebuie să vezi prorocia după Scriptură, e după linia Scripturii. În al doilea rând trebuie să iei și alți frați. Cum acționează la linia aceasta a Scripturii? A fost o prorocie în Spania. În urmă câțiva ani. Români, plecați din Spania până la 31 decembrie, că va fi jale și prăpăd în Spania. Frații s-au strâns. În primul rând, de ce doar românii să plece? Ceilalți să moară? Nu? Spaniolii să moară? Ei să nu plece? Cei din Uruguay? Na, mai românii. Ce ai putut? România e poporul ales? Aici deja era cu cântec prorocie. Și frații păstori au decis, prorocia nu e de la Domnul. Unii n-au băgat în seamă, zis, nu contează dacă e lucrare, noi nu trebuie să cercetăm cu mintea lucrarea. Repet, eu sunt pentru prorocie, cred din toată inima. Eu cred însă ce zice Biblia, cercetați, investigați prorociile. Frații au decis, nu e de la Domnul prorocia, cu Spania până la 31 decembrie să plece din Spania. Au fost unii care n-au ascultat. A venit un diacon din Bistrița. Deja casa lui era deconectată de la curent, avea datorii la bancă, a părăsit Spania să nu fie prăpădul peste el. A zis la frați, eu cred în prorocie, plec din Spania. Era frigă, casa deconectată de la curent, a reușit el să pună curentul înapoi. După câteva luni și-a dat seama că prorocia e mincinoasă, s-a întors rușinat înapoi în Spania. Pentru că nu și-a folosit mintea. Noi trebuie să credem în proroci, dar trebuie să investigăm orice prorocie. Eu nu cred că vă zic la Domnul să fugă în Iugoslavia. Ce să caut? Iisus le-a deschis mintea. Iisus a explicat totul. Și vreau câteva scripturi. Nu o să pot prezenta toate scripturile. Dau câteva scripturi. Ce este cu privire la el? Pentru că Iisus a prezentat aceste scripturi. Vedem despre șarpele de aramă. În numărul 21, cu 4 la 9, Hristos cred că a prezentat și numărul 21, cu 4 la 9, întâmplarea cu șarpele de aramă. Și că au plecat de la muntele Hor, pe drumul care aduce spre Marea Roșie, ca să ocolească țara Domnului. Poporul și-a pierdut răbdarea pe drum. Nu aveau răbdare! Moise era de vină. Și-a vorbit împotriva lui Dumnezeu și împotriva lui Moise. Împotriva conducătorului. Pentru cine a scos din Egipt ca să murim în pustiu? Căci nu este nici pâine, nici apă și ni s-a scârbit sufletul de această hrană proaspătă. N-aveau răbdare, dar aveau scârbă în suflet. Atunci, fiți atenți, atunci Domnul a trimis împotriva poporului niște șerpi înfocați care au mușcat poporul așa încât au murit mulți oameni în Israel. Șerpi au pătruns în tabără. Începeau să muște poporul și ei începeau să moară. Mușcătura de șarpe e dureroasă. Dacă găsești un vaccin imediat, mai scap. Dacă nu, greu. De obicei, se moare din mușcătura de șarpe. De ce a lăsat Dumnezeu șerpi? În sens că aici este vorba despre Isus. O să vedem imediat cum interpretează Ioan 3. Hristos le-a explicat, le-a deschis mintea, fiți atenți. Această secțiune despre șerpi, aici este vorba de mine. Ce s-a întâmplat? Poporul a venit la Moise și a zis, am păcătuit căci am vorbit împotriva Domnului și împotriva ta. Roagă-te Domnului ca să depărteze de noi acest șerp. Moise s-a rugat pentru popor. Domnul a zis lui Moise, fă-ți un șarpe înfocat și spânzură-l de o prăjină. Orice ne este mușcat și va privi spre el, va trăi. Moise a făcut un șarpe de aramă și l-a pus într-o prăjină și oricine era mușcat de un șarpe și privea spre șarpele de aramă, trăia. Făcut șarpele de aramă. Unii poate încă gemeau de mușcătură de șarpe, erau în zvârcoliri. După ce ești mușcat de șarpe, te zvârcolești, sunt acele zvârcoliri înainte de moarte. Și oricine își ridica capul, se vindeca instantaneu. Spre șarpele de aramă, își ridica capul, se vindeca instantaneu, se vindeca. Ce reprezintă șarpele de aramă? Cine este reprezentat? Pe cine simbolizează șarpele de aramă?
Vedem în Ioan capitolul 3 explicația Domnului Iisus Hristos despre șarpele de aramă. Ioan 3 cu 14. Și după cum a înălțat Moise șarpele în pustiu, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului. Șarpele de aramă, aici simboliza pe Iisus. Pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Oricine privea spre șarpele de aramă era vindecat. Oricine crede în Iisus este mântuit. Un alt text care prezintă pe Hristos este textul din Geneza 49 cu 10. Toiagul de domnie nu se va depărta de Iuda, nici toiagul de cărmuire din picioarele lui, până va veni Shilo, Mesia, și de el vor asculta popoarele. Această scriptură, pentru că Iisus a luat scripturile, a mers sistematic, e adevărat, a luat scripturile și le-a tălcuit, s-a adresat minților. E importantă mintea noastră. Mintea este primul loc din cauza căruia pleacă unii din biserică. Adoptă teorii, idei de neîncredere în Biblie și pleacă. Aici câștigă diavolul bătălia. Noi trebuie să ne biblicizăm mintea. Trebuie să ne... În mintea noastră să fie Scriptura. Zi și noapte să cugetăm la Scriptură. Așa ne protejăm, așa ne imunizăm, prin Psalmul 1. Zi și noapte cugetă la legea Lui. Dragii mei, citiți Scriptura. Citiți-o pe genunchi dacă trebuie. Citiți-o cu voce tare. Citiți-o cu voce înceată. Citiți-o în gând. Citiți Scriptura. Petreceți timp zilnic în Scriptură. Psalmul nu-i valabil și pentru noi. Biserica primară iubea Scriptura. Mă duc aminte că venea fratele Simionuc la noi. Bătrânul știa extraordinar de multe versete pe de rost. Mă punea, când eram la amont, să citesc, zice, capul 12 versul se citește. Păi, știa pe de rost ce-i acolo. Noi trebuie să redevenim generația care iubește Scriptura. Mintea noastră să fie îmbibată de Cuvântul lui Dumnezeu. Asta a făcut Hristos de Paști. A îmbibat mintea lor cu Cuvântul lui Dumnezeu. A vorbit de Shilo. Shilo-i Mesia și de el vor asculta popoarele. Deci acest Shilo va duce o religie universală. Va fi religia lui Hristos. Va fi religia despre mântuirea prin credința în Iisus Hristos și de el vor asculta popoarele. Isaia 61 cu 1 la 3 este altă prorocie despre Domnul Iisus Hristos și prezintă slujirea lui Iisus Hristos. Anii aceia de slujire, în ce vor conta? Duhul Domnului este peste mine pentru că m-a uns Domnul să aduc vești bune celor nenorociți. El m-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită. Dragii mei, cei cu inima zdrobită au nevoie de vindecare. Poate ai inima zdrobită. Hristos este aici. Întreb eu, poate vindeca Hristos și azi pe cei cu inima zdrobită? Poate vindeca. Poate te-ai gândit de supărare să faci ceva rău cu tine. Tot mai mulți sunt cei din biserici care se gândesc să-și ia viața. Tot mai mulți. Unii reușesc, alții nu reușesc. Am dejucat câteva cazuri de oameni care o să se sinucidă. Am făcut echipă de sprijin pentru asta. Unii singur nu merge, trebuie o echipă care să lucreze pentru asta. Ce m-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită. Hristos le-a explicat. Sunt foarte multe scripturi în Vechiul Testament despre Hristos. Hristos a explicat. De la Moise la proroci. Să vestesc, să vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor slobozenia și prin celor război izbăvirea, să vestesc un an de îndurare al Domnului, o zi de răzbunare a Dumnezeului nostru, să mângâi pe toți cei întristați. Cine mângâie cel mai bine pe toți cei întristați? Spuneți numele Lui. Cine? Hristos. Astăzi, dacă ești întristat, Hristos te poate mângâia. Doamne, mângâie pe toți cei întristați. Scriptura despre El, mintea noastră, trebuie să fie îmbibată cu acest adevăr. Da, Hristos mă poate mângâia. Sunt unii dragii mei, și Domnul să ierte, sunt atât de triști încât zic, pe mine nu mă poate mângâia nimeni. Minciună. Pe tine te poate mângâia Iisus. Nu. Câteodată din tristețe ajungi la divorț. Din tristețe te automutilezi, din tristețe urli, din tristețe ești violent în familie, din tristețe nu mai ai putere de a trăi. Hristos se mângâie pe toți cei întristați.
Și spune în cuvânt, să dau celor întristați din somn, să le dau cu cunună împărătească în loc de cenușă, un lemn de bucurie în locul plânsului, o haină de laudă în locul unui duh mărnit, ca să fie numiți trebința în neprionirii. V-ați fi gândit Hristos de Paște să le deschidă minte? Hristos a avut de-a face cu mintea lor și Hristos de Paștele anului 2024 are de-a face cu mintea noastră. E bătălia pentru minte, e cunoașterea rațională în lumina Duhului Sfânt al Hristosului înviat. Dar cea mai adâncă prorocie din Vechiul Testament despre Hristos este Isaia 53. Isaia 53 prezintă extraordinar de mult ce s-a întâmplat. Doar selectiv câteva gânduri. Versetul 3. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii, obișnuit cu suferința. Era așa disprețuit că se întorceai față de la el. Suferințele noastre le-a purtat. Era străpuns pentru păcatele noastre. A fost străpuns. Mâinile lui Hristos au fost străpunse. Picioarele lui Hristos au fost străpunse. Și spune Scriptura de ce? Pentru păcatele noastre. Nu fiindcă Iisus ar fi fost un infractor. El a murit pentru păcatele noastre. Aici e vorba despre Hristos. Evreii care resping pe Hristos se poticnesc de Isaia 53, nu vor să audă. Evreii urăsc cel mai mult Isaia 53 din tot Vechiul Testament. Nu vor să audă. Unii zic că a fost adăugat ulterior. Dar manuscrisele vechi arată că este în sulul cărții Isaia, n-a fost adăugat. Nu vor, pentru că prea se aseamănă cu Hristos, prea se aseamănă cu povestea lui Hristos despre răstignire și înviere. Isaia 5.3 vor să respingă. E cea mai mare poticnire pentru Isaia 5.3. Străpuns pentru păcatele noastre. A fost chinuit și asuprit. N-a deschis gura deloc, ca un miel pe care îl duce la măcelărie. Groapa lui a fost pusă între cei răi, mormântul lui în locul cel bogat. Extraordinar ce prorocie. Exact așa s-a întâmplat. Mormântul lui, nu? Și va vedea rodul muncii sufletului și se va înviora. Prin cunoștința lui, robul meu cel prenit va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu. Isaia 5.3 este proroce extraordinară. Dragii mei, ce vă spun acum, vă spun cu durere. Știți care este sabia Duhului Sfânt? Spuneți dumneavoastră, vă ascult. Care este sabia Duhului Sfânt, conform Bibliei? Cuvântul lui... Sabia. Cum stăm cu sabia? Cum stăm cu sabia? Noi trebuie să ne biblicizăm minte. Trebuie să petrecem zilnic timp. Nu petrecem timp pentru predică, petrecem timp pentru sufletul nostru. E altceva. Fiecare mădular în trupul Hristos trebuie să petreacă timp zilnic. Și chiar dacă nu mănânc zilnic, zilnic însă trebuie să mănânci cuvântul lui Dumnezeu. Sabia Duhului, așa rezistăm la războaiele viitorului. Nu vom rezista fără sabia Duhului Sfânt care e cuvântul Dumnezeu. Nu vom rezista. Deja atât de mare este propaganda răului că sunt chiar unii neprihăniți care cad. Și mai aud vârfuri din America de teologi care s-au dezis de elemente fundamentale ale Scripturii, care nu mai cred elemente fundamentale ale Scripturii. Că diavolul se luptă pentru mintea noastră. Iisus Hristos se luptă pentru mintea noastră. Și fiind această bătălie se câștige Domnul. Zaharia, este profeția din Zaharia 12:10. Își vor întoarce priviile spre mine pe care l-au străpuns. Psalmul 22:16. Au străpuns mâinile și picioarele. Psalmul 22:18. Și împart hainele mele între ei și trag la sorți pentru cămașa mea. Prorocii despre Hristos. Tot Vechiul Testament este centrat pe Hristos. Să-L iubim pe Hristos. Dacă este cineva aici care are mintea în confuzie cu privire la Hristos, vreau să spun, Hristos este viu. Eu am participat la cursul de ateizare. Cu forța am fost dus la școală, să știți. Duminică dimineața, cu forța, la ateism, cerc de ateism. În URSS a fost și mai mare flacăra ateismului ca în România. A venit un conferențiar ateu, foarte bine pregătit, să țină cu sătenii dintr-un sat, că nu este Dumnezeu, Gagarin a pășit în cosmos, nu s-a întâlnit cu Dumnezeu. Și o dat voie la oameni să pună întrebări sau să spună ceva la microfon. A venit un sătean.
era perioada Paștelui. Știi ce a zis la microfon? Hristos a înviat. Toți au răspuns, a dat, a înviat. Toată munca ateistului conferențiar s-a dus de răpă. Dumnezeu, dacă ai îndoieli la nivelul minții despre Hristos, despre Biblie, Dumnezeu să-ți lumineze mintea. Hristos este adevărul. Hristos este învierea. Hristos este calea, adevărul și viața. Merită să-L cunoști pe El. Prin să cunoști rațional lumina Duhului Sfânt. A doua formă de cunoaștere este cunoaștere emoțională. Aici suntem acuzați noi, pentecostale, că punem mare accent pe emoții. O să punem și în viitor. De ce să nu punem accent pe emoții? Dar vrem să punem și pe rațiune. Rațiune, emoții și voință. Emoțiile sunt vitale. Mai nou, chiar este o linie de studiu, inteligența emoțională. Goleman, un psiholog din New York, a și scris o carte, inteligența emoțională. Și fiți atenți ce spune. Câteodată pentru anumite locuri de muncă nu e suficient doar inteligența cognitivă. E nevoie și de inteligență emoțională. Să stăpânești emoțiile, să stăpânești emoțiile negative, să lași ca să domine emoțiile pozitive. Ce emoții au fost de înviere? Dragii mei, emoția bucuriei. Uitați care este salutul lui Iisus Hristos în Matei 28:9. Le-a întâmpinat Iisus și le-a zis: bucurați-vă. Ele s-au apropiat, i-au cuprins picioarele și i s-au închinat. Bucurați-vă! Emoția bucuriei! Știți că vrea Domnul lucrul acesta de Paștele lui 2024, să ne bucurăm. Păi zice, dar n-am motiv de bucurie. Bucurați-vă întotdeauna. Bucurați-vă în Domnul. Nu ne bucurăm în circumstanțe. Circumstanțele ai dreptate. N-ai motiv de bucurie în circumstanțe. Dar în Domnul ai motiv. Domnul stă pe tron. Eu mă bucur în Domnul. Asta trebuie să fie emoția dominantă de Paști. Bucuria. Bucurați-vă. Interesant, Hristos n-a salutat pe aceste femei cu alt salut. A zis bucurați-vă. Hristos ne aduce emoția de bucurie. Seară de tineret în care am făcut stăruință. Cu câteva luni. Și-a venit o fată baptistă. Timpul stăruinței a început dintr-o dată să vorbească în alte limbi. Am rămas șocat, știam fata cine. A fost crescută în spirit, nu de lucrarea Duhului. Și m-am dus la ea și am întrebat-o: îmi spui, te rog, ce ai simțit? Și ce mi-a zis? O bucurie cum n-am avut niciodată în viață. Bucurie, zice, cum n-am avut. Fața era de bucurie. Dumnezeu îți poate da bucurie. E bucuria de la Dumnezeu. Când a zis că n-am avut niciodată în viață, atunci am zis, stai. Înseamnă că e ceva. Înseamnă că dacă bucurie pe care nu am avut în viață, nu poate fi bucurie indusă de la ea. Dumnezeu vrea să ne dea bucurie. De aceste sărbători să ne dea bucurie. Mai este o altă emoție. Am numit emoția numelui. Atunci, întâmplarea cu grădinarul din Ioan 20, în care Maria s-a întâlnit cu Iisus și a crezut că e grădinarul. Iisus o cheamă pe nume. Și ce zice Iisus? Marie! E emoția numelui, când cineva te cheamă pe nume. Marie! Adică, ea credea că e un străin, un grădinar. Nu, cum să știe numele meu grădinarul? Nu știe ăsta numele meu. Și când a rostit numele ei, atunci Maria și-a dat seama. Emoția numelui. Știi că Iisus te cunoaște pe nume? Te cunoaște pe nume. Știe numele. Și care a fost răspunsul Mariei? Tot emoția numelui. Rabuni! N-a zis Iisus, a zis rabuni. Învățătorule. Emoția numelui. Când te cheamă Domnul pe nume, știi că ești unic și ești în atenția Lui. Dumnezeu ne cunoaște numele la fiecare. Și știți ce vrea cu noi să ne spună astăzi? Iubește-mă pe mine. Mai mult decât orice altceva. Dacă te cheamă pe nume, te cheamă să-L iubești. Asta este porunca supremă, să-L iubești cu toată ființa ta, nu? Cu tot cugetul tău. Cu toată ființa ta. La asta suntem chemați în seara asta. Ne cheamă pe nume pe fiecare și ne spune, iubește-mă. De ce nu mă iubești? Păi, Doamne, păcatul ăla, lasă păcatele deoparte, iubește-mă pe mine mai mult decât pe oricine. Mai este o altă emoție, Ioan 20 cu 19 și 20 până la 21. Știți care este emoția? Hristos
în seara de înviere, s-a dus unde stăteau ucenicii. Ușile erau încuiate, dar având un trup glorificat, Hristos a trecut prin ușile încuiate. Știți ce le-a zis ucenicilor? Alt salut, nu le-a zis bucurați-vă. Știți ce le-a zis? Pace vouă. Emoția păcii. Hristos vrea să se aducă pace. Erau, numai pace n-avea, erau fricoși. Ușile încuiate și le-a zis de două ori pace vouă. De două ori le-a zis. A repetat pace vouă. Hristos vrea să-ți dea pacea, vrea să-ți dea această emoție a păcii, a liniștii sufletești, a seninului. Să fii bucuros, dar să ai și pace. Nu ai pace? Noi, unii sunt foarte tulburați. Cele mai multe tulburări sunt datorită tensiunilor din familie. Am observat că sunt mari tensiuni între frații de corp. Soră cu soră, sunt mari tensiuni. Nu mai se suportă. Dumnezeu să aducă pace. Să aducă pace în familie. Este cuvântul lui Iisus. Îl cunoaștem prin faptul că ne dă pacea. Prin faptul că ne dă bucuria. Prin faptul că ne dă emoția numelui. Îl cunoaștem. Este această cunoaștere emoțională. Noi iubim emoțiile. Nu ne dezicem de ele. Dar nu ne bazăm doar pe emoții. Ne bazăm și pe emoții. Emoțiile sunt vitale. Apoi spune cuvântul lui Dumnezeu. În Marcu 16:7, duceți-vă de spuneți ucenicilor lui și lui Petru, că merge înaintea voastră în Galileea. Oare ce emoție a simțit Petru când după ce l-a trădat pe Iisus, în mod special a trebuit să vorbească cu Petru? A fost emoția iubirii. Adică mă iubește pe mine și de fapt tot de iubire vorbește lui Petru. Mă iubește pe mine, l-am trădat pe Iisus. Spuneți-l lui Petru! Cât curaj, câtă bucurie îmi dă mie textul ăsta, adică lui Petru. Băi, Petru, 10 ani, să nu fie nici pomenit. 10 ani de pedeapsă, nu scos din toate. Spuneți lui Petru. Spuneți lui Petru, omul care m-a trădat, că îl iubesc. Petre, mă iubești? Asta a vrut. Eu te iubesc. Spuneți lui Petru, este această emoție a iubirii. Petru trebuie să afle că eu sunt viu. Petru trebuie să afle că eu am înviat. De aceea spune Marcu, spuneți lui Petru. Marcu era apropiat de Petru, de aceea este cel care sublinează lucrul acesta. Poate te simți și tu că ai supărat pe Domnul. Și zici, sărbători, mă pun deoparte, nu sărbătoresc. Unii nu se mai pot ruga. Domnul vrea să te ridice. Cum l-a ridicat pe Petru. Este această emoție a iubirii. Domnul îți arată iubirea reparatorie. Există o iubire reparatorie. Iubirea care repară viața noastră. Iubirea care face din viața noastră în mii de țândări. Reface viața noastră. Un vas de aur. Și la japonez este chiar ideea asta. A vasului făcut țândări și le pus la loc cu aur. Și valorează mai mult vasul după ce a fost făcut țândări, lipit cu aur decât ăla dinainte. Spuneți lui Petru, poate tu ești Petru, poate tu ești acel Petru care zici, eu m-am supărat pe Domnul, eu nu mai am sărbători de Paște, Domnul nu e interesat de mine, ba da, Domnul e interesat de tine. Ești Petru și Domnul e interesat de tine. Spuneți lui Petru, este această emoție a iubirii. În Marcu 11, Marcu 16:9, ratat mai întâi Mariei Magdalena, care scosese 7 dragi. Este această emoție a prețuirii. Chiar dacă era jos de tot Maria Magdalena, Hristos s-a arătat mai întâi Mariei Magdalena. Este prețuirea femeii aici? Este prețuirea omului care a fost jos odată și Hristos l-a ridicat? Hristos nu prețuiește doar pe cei neprihăniți, care n-au greșit niciodată. Nu există așa fapt, de fapt. Hristos te prețuiește. Dacă te-ai eliberat, dacă te-ai spălat prin sângele Lui, te prețuiește. Suntem prețuiți de Domnul. Este această emoție de a prețuiri. Sunt prețuit de Domnul. Nimeni nu mă prețuiește așa de mult ca Domnul, slăvit să fie El. Și a treia formă a cunoașterii, cunoașterea volitivă. Cunoașterea rațională în lumina Duhului, cunoașterea emoțională în lumina Duhului și a treia formă de cunoaștere după înviere, cunoașterea volitivă, adică a voinței. În Luca 24, 36, 39, zice Iisus, pipăiți-mă și vedeți. Adică, acționați, vedeți.
Nu vă spun teorie numai intelectual, nu vă spun doar emoțional să simțiți. Nu, puneți mâna și vedeți. Biblia nu spune, nu? Nu cerceta, nu spune așa Biblia, cercetează, cercetează. Caută-l, investighează-l, cercetează. Pipăiți-mă, cercetați-mă, este problemă de voință. Iisus a mâncat înainte lor și mă întreb de ce a mâncat înainte lor. Să vadă, nu doar să creadă teoretic, să vadă că Iisus Hristos nu este nălucă. Iisus Hristos are trup. A vrut să simtă, să vadă. Spune Ioan 7:17, dacă vrea cineva să facă voia lui, va ajunge să cunoască dacă învățător este la Dumnezeu sau dacă eu vorbesc de la mine. Textul ăsta spune, dacă tu vrei să faci voia lui, atunci vei cunoaște. Deci dacă vrei să faci voia lui, vei cunoaște. Dacă pui în acțiune, dacă pui voință la lucru, atunci vei cunoaște. Nu e suficientă cunoașterea intelectuală, rațională, nu e suficientă cunoașterea emoțională, trebuie cunoașterea volitivă, voința ta, să dorești să faci ce zice Iisus. Atunci vei cunoaște, așa spuneți, atunci vei cunoaște. Și în Matei 7 se spune că cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri, nu? Nu cine plânge, Doamne, Doamne, nu cine strigă, Doamne, Doamne, și cel care face voia Tatălui, acela va intra în ceruri. Este un fenomen trist. Cuvântul pocăit nu mai are aceeași valoare ca cu 50 de ani. Pentru că da, e pocăit, dar ce nu face după Biblie? Pocăit, dar nu face după Biblie, zice. Noi trebuie să facem ce zice Iisus. Trebuie să dăm conținut cuvântului pocăit. Știți că și dracii cred și se înfioară. Și dracii știe. Nu este niciun drac ateu. Nu este. Numai om ateu este. Noi trebuie să avem această cunoaștere cu voința. Dacă vrea cineva să facă voia lui, va ajunge să cunoască dacă învățătorul este de Dumnezeu sau este de la mine. În Matei 28:16-20 este un mesaj după înviere și trebuie să fie pus în acțiune. Fiți rog foarte atenți, că unii interpretează greșit acest mesaj. Scot din context mesajul. Zice, și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Dar stați puțin. Cum trebuie interpretat că eu fui prezența mea acum? Dacă faceți ce vă zic eu. Atunci sunt cu voi. Cum să fiu cu voi dacă voi nu faceți ce vă zic eu? Hristos în înviat promite să fie cu tine în toate zilele. Dar ce trebuie să faci? Ce toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile. Ce înseamnă ucenic? Să faci oameni care să-L urmeze pe Iisus și să asculte de Iisus. Știi că asta e chemarea fiecărui membru din biserică? Știi că fiecare membru din biserică trebuie să fie un făcător de ucenici? Ăsta e secretul. S-a întors un om la Dumnezeu prin tine? Întrebare grea. Ai modelat un om să-L urmeze pe Iisus? Domnul fie lăudat că în biserica Betel sunt oameni prin care s-au întors oameni la Domnul. Dar Domnul să sporească numărul lor. Sunt. Unii și nu anonim. Surori în vârstă, tineri anonim. Nu-i vedeți în față. Dar vor avea mare răsplată în ziua aceea. Faceți ucenici, zice, botezați-i și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Eu sunt cu voi dacă faceți astea. Această cunoaștere prin voință, cunoașterea volitivă. Faceți ce zice Iisus și veți cunoaște că ce zice Iisus este de la Dumnezeu. Nu poți cunoaște fără această acțiune a voinței. Nu e suficientă cunoașterea intelectuală, rațională. Nu e suficientă cunoașterea emoțională. Trebuie pusă în practică porunca lui Iisus. Și când trăim după poruncile lui Iisus, ne dăm seama că aceste porunci sunt de la Dumnezeu. Nu avem altă șansă decât prin experiență. Aceasta este cunoașterea prin experiență. Dumnezeu să ne dea experiențe cu El. Experiențe cu Hristosul înviat. Să avem toată împlătirea aceasta a cunoașterii. Să cunoaștem rațional, cu ajutorul Duhului Sfânt, pe Hristosul înviat. Să cunoaștem emoțional, cu ajutorul Duhului Sfânt, pe Hristosul înviat. Să cunoaștem volitiv, punând în aplicare, prin acțiune, tot ce zice Iisus, pe Hristosul înviat. Așa să închei cu ce a zis Pavel. Să-L cunosc pe El.
dorința Lui și puterea învierii Lui. Veniți să ridicăm la rugăciune și să strigăm la Dumnezeu. Doamne, vreau să fie ținta vieții mele, repet, ținta vieții mele vreau să fie asta, să Te cunosc pe Tine. Ajută-mă să Te cunosc cu mintea mea, cu emoțiile mele, cu voința mea, în lumina Duhului Sfânt, să Te cunosc mai mult, să Te cunosc mai bine și puterea învierii Tale, Doamne. Să cunoaștem, să strigăm după asta. Vrem să Te cunoaștem pe Tine și puterea învierii Tale. Și binecuvântează-ne pe fiecare.